Hei, fetelor, astăzi am schimbat puțin decorul. Suntem la One Concept, unde îmi fac părul de vreo 3 ani. Am venit astăzi pentru un touch-up, facem rădăcinile, împrospătăm culoarea și după o să-l iau pe Cristi deoparte și să-i pun toate întrebările pe care mi le-ați trimis voi, așa că stay tuned! Așa. Bun. Bună. Bună, Cristi. Bună, Coco. Ne-am mai văzut de mult. De ceva timp, da. Acum exact. 5 minute. Bun. Hai, spune-ne ceva despre tine, să te cunoască și fetele. Hai să vă spun câți ani am, 40. Doar ce am împlinit în octombrie. A, mulțumesc, Cristian. Nu știam că ai 40 de ani. Doar 40 am. Sunt în domeniul ăsta de 20 și un pic. Hai să zicem 20, ca să fie fără și un pic. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Toți colegii pe care i-am beneficiază de experiența mea și au beneficiat. Îmi place să ajut astfel încât toți oamenii de pe lângă mine să crească, îi sprijin din toate punctele de vedere. Îmi doresc ca toate femeile de pe pământul ăsta să aibă un păr cât mai frumos. Facem tot posibilul să ne îndreptăm în direcția respectivă. Foarte frumos! Hai să începem cu întrebările, pentru că sunt foarte multe. O să începem cu întrebările de pe Facebook, după aceea trecem la întrebările de pe Instagram și după aceea trecem la întrebările de pe Insta Stories. Cristina ne întreabă ce părere ai despre îndreptarea părului cu keratină. Cristina, am o părere bună. Dacă persoana care se ocupă de tratamentul ăsta consideră că părul tău este într-o condiție optimă, poți să optezi pentru un astfel de tratament. Te ajută la foarte multe chestii, pe lângă faptul că părul e drept, îl și infuzează cu foarte multe lucruri benefice, keratina, aminoacizi, minerale, lucruri pe care părul le pierde. Da, sunt curioasă cu dreptarea părului. Pot numai fetele care au părul foarte ondulat sau clionțat, natural, ce aș putea să mă duc și eu, care deja am părul destul de drept, să mă duc să ne îndrept cu keratină, nu are sens. Dacă vrei, poți, da, dacă vrei. Dar există mai multe tipuri de tratament, să le spunem noi, cu keratină, citind-o pe Cristina. Sunt unele chimice și unele non-chimice. Adică unele care îți modifică structura firului de păr și altele care nu îți modifică. În momentul în care îți modifici structura firului de păr, dacă vrei, e opusul permanentului și este, n-aș vrea să folosesc un cuvânt atât de dur, dar e mai agresiv. Ok. Modificând structura, părul tău rămâne permanent drept, doar cel care crește crește în mod normal, așa cum e el natural, pe când cel care e non-chimic doar îți umple părul cu toate lucrurile de care părul are nevoie. Keratină, am spus mai devreme, fiind foarte greu, el rămâne o perioadă îndreptat. Făcând o paranteză, cele non-chimice te ajută foarte mult la umiditate, nu se mai îngrețește, umflă părul, mai ales în perioada asta. În momentul în care faci styling, stylingul rezistă mult mai mult. Nu, ok, deci sunt fetele care se plâng că nu le rezistă exact, mai departe, ok. Însă, acest tratament, din secunda în care l-ai făcut, din momentul în care ai spălat pentru prima dată părul, începe să iasă din păr. Ah, ok. Și în vreo 3 luni, părul tău este din nou. Dar tu pe asta îl recomand? Pe asta îl recomand. Acela chimic e mult prea dur. Okay. Momentan. Tehnologia acum e. Andreea ne întreabă, pentru un păr foarte moale și cu firul subțire, ce șampon recomanzi pentru volum? Sau un spray pentru a-l putea aranja mai ușor, astfel încât să păstreze forma pe durata întregii zile? Andreea, pentru un păr fin, șampon pentru volum, mă întreb și eu dacă e vorba de un nume, un brand sau tip de șampon. Că dacă e tip de șampon, atunci trebuie să folosești un șampon pentru volum. Cred că asta da, cred că un brand și-ar dori ea să știe. Noi, în momentul de față, folosim J. Beverly Hills, de care suntem foarte mulțumiți și încântați, mai ales că ingredientele pe care le conțin produsele astea, 80% sunt botanice. Însă, nu e de ajuns să folosești doar un șampon, adică șamponul e. Ea întreabă aici și un spray sau pentru a putea aranja mai ușor. Eu mă gândesc că, gen combinat și volumul și aranjatul, mă gândesc la pudra aia pe care o am și eu de la voi. Am mai arătat-o eu în clipurile favoritele lunii, eu o pudră așa o punem pe aici pe undeva și pui câteva sprinkles pe aici și se umflă părul și arată super. Și poți folosi o cremă pentru volum,
înainte de a usca părul cu fenul, după care usuși părul cu fenul. De regulă, produsele pentru volum conțin niște polimeri foarte mici, care se umflă la căldură, popcorn. Ah, ok, ok, gen. Ok. Și în momentul în care tu ai pus un produs pentru volum și dai cu fenul, firul părului, diametrul firului de păr se mărește și atunci ai mai mult volum. Irina ne întreabă, pentru fetele cu părul prematur alb, recomand șuvițe sau să mergem pe o culoare uniformă? Pentru fetele cu părul prematur alb, Irina, recomand ambele variante. În funcție de ce își dorește sau concluzia la care ajung împreună ea și stilistul care se ocupă de părul ei. Cu șuvițele reușești să mai ascunzi un pic, să spunem, dar dacă e o culoare, o singură culoare și una deschisă, e cam același lucru. Făcând o combinație dintr-o culoare și șuvițe, din punctul meu de vedere, creezi un efect care te scoate oarecum din mulțime, să spunem. Ai o culoare multidimensională, arată mai bine, dar da, ambele variante sunt. Maria ne întreabă ce produse recomand pentru ca părul să nu mai fie uscat. Apă plată. Pentru ca părul să nu mai fie uscat, motivul părului uscat este care? Părul tău e natural creț, că dacă e un păr natural creț, părul natural creț este de la mama lui natură uscat și atunci tu trebuie să e indicat să folosești niște produse care mențin nivelul optim de hidratare, cum ar fi un șampon, un conditioner special pentru hidratarea părului. La noi există gama Rescue, care hidratează foarte bine. Poți folosi un serum care să sigileze cuticula și să mențină nivelul de hidratare acolo, pentru că din cauza factorilor externi. Asta zic, în perioada asta oricum e părul mai uscat. Este mai uscat, dar îl poți ajuta cu o gamă hidratantă, cum spuneam, Rescue, mai devreme. Denisa ne întreabă cam la ce interval de timp e indicat să te vopsești. Denisa, asta depinde de cât de repede crește părul, nu? Depinde și de cât de repede crește părul și de culoarea pe care o ai și tehnica pe care o ai pe păr. Îl poți vopsi undeva între 3 și 5 săptămâni, spunem noi. Ștefania ne întreabă ce produse putem folosi și ce să facem pentru ca părul să nu se mai îngrașe repede. Ștefania, părul nu se mai îngrașe repede, de exemplu, dacă problema ta este asta, eu îți recomand să folosești un șampon care reechilibrează funcțiile scalpului. E un șampon tratament, se cheamă Solutions, de la noi. Ce trebuie să știi despre șampoanele de tipul ăsta este următorul lucru. Atunci când problema pe care o ai este excesul de sebum, luăm exemplul ăsta, te deranjează. Atunci când îl folosești, problema pe care o ai se va intensifica după câteva șamponări, pentru că e normal să reechilibrăm funcțiile scalpului, să scoată la suprafață. Ok, deci folosești șamponul și întâi ție mai rău și după aia ție mai bine. Exact. La fel ne zice și la celulită, știi? Când te duci la masaj la celulită, îți zice că întâi o să se vadă mai rău și după aia se vadă mai bine. Sau la acne. Sau acne, da. Adică să nu te sperie treaba asta dacă optezi pentru un astfel de șampon. Dacă nu, poți folosi un șampon pentru volum, pentru că la fel rolul lui este acela de a curăța foarte bine scalpul și de a menține cât de cât echilibru. Doar că dacă e o problemă deranjantă evidentă, da. În momentul în care optezi pentru șamponul de volum, poți opta la fel și pentru pudra de volum de care discutam, având particulele respective mai absorbe din sebum, da. Sau un șampon uscat. Da. Cu o zi înainte de spălat. Andreea ne întreabă cum menții cât mai mult părul gri. Eu după 2 săptămâni nu mai am părul gri, se transformă în blond cu o dentă de gri. Poți să-l menții fie mergând la salon, Andreea, o dată la 3 săptămâni pentru reîmprospătare, fie folosind un șampon destinat părului blond rece, care conține pigment violet și prelungește viața griului din părul tău. Da. Eu așa fac, mă spăl cât mai rar pe cap, folosesc șampon uscat ca să mă țină părul cât mai mult timp și după aia când mă spun cu un șampon de la MOV. Da. Și încă un lucru important este apa, temperatura apei știu, pe care o folosești când te speli pe cap să nu fie prea ridicată. Cu cât e apa mai fierbinte, cu atât se spală mai repede culoarea. Of, of.
Asta e grea. Vio Cristina ne întreabă de ce se despică vârfurile în doar 2 luni. Mă pupsesc o dată la 4 luni și mă tund o dată la 3 luni. Doar vârfurile, nu folosesc placă de păr. Deci se despică vârfurile foarte repede, chiar dacă se tunde și se vopsește rar. Există tipuri de păr care funcționează așa, n-am o explicație științifică, dar sunt persoane al căror păr nu crește mai mult de umeri, să spunem. Orice ai face, nu... Deci există. Există. Acum tu poți să previi lucrul ăsta. Ea te întreabă ce poate să folosească. Folosind fie un serum care conține, de exemplu, ulei de cocos pentru a sigila și reconstrui zona respectivă, pe care trebuie să-l folosești în fiecare zi. Adică doar zonele despicate pentru a le resigila și a le reconstrui. Însă dacă tu ai constatat că după 2 luni ți se despică părul, sfatul meu este o perioadă să-l tunzi lunar, pentru că în momentul în care părul e despicat și rămâi cu zona despicată, se despică mai mult și e posibil ca atunci când îți tunzi părul să nu fie tunse toate vârfurile despicate și de la stylingul pe care îl primești în salon să ți se pară că părul arată și e ok, iar când te speli tu acasă, de fapt să constați că vârfurile sunt încă despicate. Și atunci trebuie să tunzi mai mult, să scapi de toată despicătura, se spune, după care să ai grijă cu serumul. Să stai într-o dată, să elimini răul și după aia să-i dai capul. Bun. Maria Gabriela ne întreabă ce coafură se potrivește cel mai bine unui eveniment cocktail? Maria, cel mai bine se potrivește o coafură, n-aș vrea să-i spun clasică, dar o coafură sexy, cu minte, că depinde nimic, foarte mult și de cum ești îmbrăcat, dacă cocktail, ești cocktail, da. Cocktail, mă gândesc că da, ceva un așa coc premium, ușor, okay. Sau nimic fancy ieșit din comun. Că până la urmă e un cocktail în care... Da, un abdu, așa pe aici, exact, Messi jos, du, nu, jos, sau jos, așa. Messi da. Du, da. Da, ceva așa. Mihaela ne întreabă... Deci ce am părul fără volum la rădăcină și pe lungime e foarte electrizat. Ce pot să fac? Dacă îl întind cu placa, arată cât de cât ok. Dar probabil nu vrea să folosească placa zilnic. Părul fără volum la rădăcină poți folosi... Sau electrizat pe lungime. Poți folosi... Am zis, șampon de șampon de volum. Okay. Iar pe lungime, sfatul meu este să folosești o perioadă un șampon care îți curăță în profunzime părul, pentru că este posibil să existe multe reziduri pe păr, de-aia începe să electrizeze, de diverse lucruri, nu știm ce, resturi de styling, mă rog, praf și alte chestii. E bine, așa cum facem cu tenul, de exemplu, odată la ceva timp să folosim un produs gomaj, să-i spunem, șampon de curățare în profunzime, care ne elimină toate rezidurile de pe păr. Nu știam că există așa ceva. Există. Și după aia să folosim șamponul potrivit tipului de păr în momentul respectiv. Iar pentru a preveni treaba asta, cu electrizarea, la fel folosește un serum cât de poți, într-o cantitate mică pe toată lungimea părului. Adriana ne întreabă despre tratamentul cu keratină pro și contra, că care vorbi deja despre asta. Care sunt contra tratamentul cu keratină? Asta nu mi-ai zis. Nu, adică contra, dacă e vorba de tratamentul cu keratină ăla, și da. Nu ăla chimic, da. Contra nu prea există, că până la urmă e un lucru benefic părului tău pe o perioadă determinată. Ok, contra numai tratamentului, numai împotriva tratamentului chimic. Alisa ne întreabă de coafare, zice că are părul drept și e cam fâstăcit în ghilimele, zice ea. Nu stă la coafa, dar foarte greu. Păi am părul drept fâstăcit. Ce înseamnă fâstăcit? Că e moale? Cred că asta vrea să zic, că e moale și nu stă la coafat. E și fin, probabil? Probabil, da. Părul fin și fâstăcit, folosim produse pentru volum. Când spun folosim produse pentru volum, mă refer la șampon, conditioner, un produs de styling și un produs de finisare. Aș vrea să știe, să înțeleagă toată lumea că produsele sunt concepute să ne ajute în a păstra, menține, reface părul. Ele nu sunt concepute să strice părul sau... sunt persoane care spun, eu nu-mi folosesc acasă produse de styling. Deci părul meu ar trebui să arate bine.
E ca atunci când spui, eu nu mă dau cu nicio cremă pe față, îmi pare rău că tot au exemplele astea, dar da, fiind femei, da. Eu nu mă demachiez pentru că nu m-am machiat. Ok, trebuie să cureți. Ok, am înțeles ce zici. Ce e pe fața ta? Produsele profesionale de îngrijire, de styling, de menținere, de finisare sunt concepute să ne ajute în a obține și menține stylingul pe care ne-l dorim și în a ne proteja, fie de factorii externi, fie de căldura fionului, fie de căldura plăcii, fie de rolul lor, este pe lângă oferirea stylingului dorit și acela de a proteja. Okay. Deci, dacă folosești un șampon, nu este suficient. Șampon, conditioner, reprezintă partea de spălare, stylingul, un produs de styling, o cremă, o spumă, un lucru pe care îl folosești cu fionul, reprezintă partea de mijloc de styling. Și la final tu trebuie să închizi procesul ăsta cu un produs de finisare, fie el ulei, fie el fixativ, fie el... Facem și noi de spray de fixare, exact, la finalul machiaj. Exact. Andreea ne întreabă dacă ar fi posibil să obținem un ombră ca acesta, o să arăt imediat și poza, pe un păr care a trecut prin 4 vopsiri cu roșu și 2 cu negru. Și asta este poza. Este posibil să obțină? Bun, deci... Asta e poza și da, este posibil să obții. Este posibil să obții și prin, după 4 vopsiri cu roșu și 2 cu negru. În timp se întâmplă. Adică, în timp. Deci nu poți să te aștepți să mergi odată și să fie gata. Există șanse să se întâmple odată, dar dintr-o dată, însă în momentul în care vedem părul și știm istoricul părului, putem spune care sunt pașii pe care îi urmăm. Alexandra ne întreabă... Coafare, mai ales când e nevoie să-l prind, m-am săturat de clasicul ponytail. Cred că ea vrea niște sfaturi de cum să-și coafeze părul fără să-l prindă și probabil niște idei rapide. Asta nu știu dacă poți tu să dai acum. Alexandra, găsești la mine pe canal tone de tutoriale cu coafiuri rapide și ușoare, dacă vrei să renunți la ponytail. Ana Maria ne întreabă o mască bună pentru păr uscat. Dana Maria, păr uscat, adică termenul de păr uscat e general. Părul tău e blond, dacă părul tău e blond, atunci trebuie să folosești o mască care în primul rând îți repară, reconstruiește părul. În cazul de față, Nourish Reconditioner de la linia Platinum. Dacă părul tău este ondulat creț, atunci e bine să folosești o mască hidratantă Rescue. Dacă părul tău este normal, dar tu îl consideri uscat, poți să folosești o mască Everyday, se cheamă, pentru uz zilnic, care reface nivelul de hidratare. Da. Deci este speli zilnic pe păr. Nu trebuie, dar dacă te speli zilnic pe păr, o poți folosi zilnic. Okay. Sau un ulei de păr pe care să-l aplici pe lungime, astfel încât în fiecare zi până se reface, după care o dată la săptămână sau când simți că e nevoie. Paula Georgiana ne întreabă de ce vrea să afle ce să-i facă părului blond să nu mai arate atât de degradat atunci când nu e coafat? Ceva care să-l facă mai lucios. Cred că știu la ce se referă aici. Știi, când e coafat, arată ca acum și după aia unul arată tern, așa și plictisitor și de, mai ales într-adevăr când e deschis, ai dreptat. Sunt de acord cu tine, dar e greu să obții efectul ăsta doar spălând părul și uscându-l, pentru că orice păr tratat chimic nu mai este natural și atunci luciul natural nu mai există. Posibil ca vopseaua pe care o folosești, n-aș vrea să zic să o schimbi, dar există tipuri de vopsele de păr care au mai mult sau mai puțin luciu. Însă, ca el să arate bine, leitmotivul acestei emisiuni este serumul, în special pe părul blond, îl folosești pentru a menține un luciu, să-i spunem, natural, înainte de uscare, după uscare și înainte și după uscare. Bun. Miruna, am trecut la întrebările de pe Instagram, am terminat cu întrebările pe Facebook. Miruna ne întreabă recomandări pentru îngrijirea părului decolorat. Și uite, în următoarea hidratare, al meu după 2 zile e uscat, de pare blond, ori sunt eu nebună. Ai răspuns aici la hidratare și păr uscat, dar aici recomandări pentru îngrijirea părului decolorat. Păr decolorat și atât, nevopsit? Dacă e decolorat, da. Păr decolorat, părul decolorat îl considerăm tenosensibil. Produsele pe care le folosim sau nu neapărat sensibil, dar ce-i spunem, sensibil. Ok.
părul decolorat are nevoie de produse care au cea mai mare concentrație de proteine, de keratină, de minerale, de lipide, de lucrurile pe care le pierde în urma decolorării. Și atunci șamponul pe care tu îl folosești trebuie să fie gama Platinum de la noi, de exemplu, este special creată pentru tipul ăsta de păr. Și conține foarte multe produse, printre care șamponul ăsta. Așa. Minunat, produse de styling. Dar, repet, dacă e vorba de un tratament, lucrurile se întâmplă în timp și nu peste noapte. Okay. Pentru că există și tratamente pe care le poți face doar la salon pentru a aduce părul mai repede într-o condiție bună și ceea ce trebuie să faci tu acasă este să întreții ce primești la salon. Valentina Gabriela ne întreabă cum poate să scoate galbenul ăla pui din blond. E ea are, pui acum. Da, în prezent am ceva de genul ăsta și vreau un blond mai platinat gri. Bun. Vrei un blond mai platinat gri, mergi la un salon, imposibil să nu ai prietene sau să nu știi deja un stilist în care ai încredere. Dacă părul tău galben este prea galben, trebuie curățat acel galben de către un profesionist și după aia nuanțat cu un blond mai deschis acasă. Mai periculos. Da. Maria Elena ne întreabă ce poate folosi pentru ca părul ei să nu se mai ardă de la plac. Păi folosește o protecție termică. Felul în care folosești protecția termică este următor. Înainte de a trece cu placa pe șuvița de păr, pulverizezi lungim vârfuri, piept în părul, după care treci cu placa. Niciodată nu pulveriza produsul în tot părul, după care să treci cu placa, pentru că el se întărește și după aia nu o să-l mai pierdă niciodată. Deci, fiecare șuviță... Eu mă dădeam cu tot capul și după aia începea treaba, deci nu așa. Dai fiecare șuviță pe care urmează să treci cu placa. Următoarea șuviță, spreiezi, treci cu placa. Mai e o chestie, placa în mod normal este pentru finisare. Dacă părul tău nu este drept din perie, adică trebuie mai întâi să-l îndrepti cu peria, după aia să-l faci cu placa. Ah, okay. Dacă te chinui să-l îndrepti din placă, el la ceva timp scurt o să revină la... Adică începe să încrețească, să... Bun, deci începe întâi cu peria rotativă și după aia pentru finish în touch este aduci cu placa, nu o folosești de la început. Tricoana ne întreabă cum ar trebui să ne îngrijim părul atunci când mergem zilnic la sală și transpirăm atât de mult. Mergi zilnic la sală și transpiri atât de mult? Îl îngrijești folosind un șampon și un conditioner pe care le poți folosi zilnic pentru spălări zilnice și cam atât, că transpirația nu face rău părului. Da, doar că arată urât. Deci ori folosești, te speli zilnic, ori probabil mai încerci cu un șampon uscat. Așa. Da. Alexandra Cerasela ne spune părul blond decolorat cum se întreține. Care e secretul pentru a părea sănătos în timp? Rețeta minune pentru a nu te tunde scurt după câteva luni de blond. Am discutat despre părul blond și cum trebuie întreținut. Rețeta minune mai ține și de genetică, să-i spunem așa, bagajul pe care îl are fiecare individ. Pentru că am cliente de aproape 60 de ani care au un păr foarte lung blond și suntem uimiți cu toții de felul în care arată părul ăla. Și persoane care au până în 30 de ani, al căror păr nu e de aceeași calitate. Și atunci, rețeta minunei e să ai grijă în continuare de părul tău, astfel încât până la adânci bătrâneți să te bucuri de blond. Și Singa ne întreabă, părul drept și buclele pur și simplu nu stau, nu rezistă, după 5 minute nu mai am nici urmă de bucle. Sunt curioasă dacă există vreun produs sau truc ceva care să mă ajute. Cred că ai zis tu mai devreme că poate să folosească ceva care să... A, tratamentul cu keratină ai zis că e bun pentru e asta. E bun, okay. Dar dacă are părul fin, mai e și problema elasticității. Când firul de păr își pierde din elasticitate, poți tu să-i faci ce vrei tu de pe pământul ăsta, că e... Nu vrea. Bun, și atunci tratamentul pe care trebuie să-l faci este acela prin care tu readuci în păr, deși am mai spus asta, o repet, lucrurile de care părul tău are nevoie pentru a restabili elasticitatea. Poți verifica nivelul de elasticitate învârtind o șuviță de păr pe deget. În momentul în care îi dai drumul și ea își revine,
elasticitatea e în parametri normal, dacă ea rămâne cumva într-o poziție nefirească, este un semn că trebuie să faci tratamentele de care vorbeam mai devreme. Ia Elena ne întreabă ce tratament poate folosi pentru creșterea părului, pentru părul care cade și se rupe, de preferat șamponul sau măști de păr. Deci ea vrea să-i crească părul mai repede, bănuiesc. Să nu înlocuiască pe cel care cade și se rupe. Să crească părul mai repede nu cred că se poate. Nu se poate? Deci orice... Deci la medicamentele alea care îți promit că vitaminele alea că le ieși îți crește părul, nu? Vitaminele sunt bune, dar că îți crește părul mai repede... Nu cred. Ok. În mod normal, nou ne crește cam un centimetru jumate în fiecare lună. Ok. Să mie mai mult. Să grăbești treaba asta să o faci la 3 cm, nu știu dacă te ajută niște vitamine și niște... Plus mască, nu cred că există. Mască pentru... Toate lucrurile se întâmplă dacă circulația la nivelul scalpului este una ok și foliculii sunt detoxificați și ei se hrănesc așa cum trebuie. Dacă există probleme la nivelul scalpului... Scalpul meu e bombă! Mie crește părul! Ia gata! Dar cred că asta ține de genetică. Ține că mi-a cresc părul și unghiile de totdeauna. Stefania ne întreabă la ce interval de timp este recomandat să te vopsești astfel încât să nu distrugem firul de păr. Ai zis mai din devreme, 3-5 săptămâni, nu? Ok. Și ce metodă îți recomandă domnul Cristi pentru a obține un păr sănătos și des? Pentru păr sănătos și des, ai zis, ne tundem la 3 luni, ne vopsim la 3-5 săptămâni, îl îngrijim cu produse specifice nevoilor lui. Pentru momentul respectiv, exact. Okay. Anca Gabriela ne zice ce îi recomandă împotriva căderii părului, că are problema asta în fiecare toamnă. Și despre asta am vorbit, cu căderea părului. Bine, e normal să-ți cadă mai mult toamna? E normal să-ți cadă mai mult la o anumită perioadă de timp. Deci nu trebuie să ne alarmăm? 5-7 ani, nu. Dar, repet, o problemă este atunci când bagi mâna în păr și rămâi cu smocuri de păr. În rest, să așteptăm să treacă. Fire cu așa, da. Ok, bine. Dacă sunt vopsită balaiaj, dar părul a crescut și nu mai arată atât de bine, se poate vopsi tot balaiaj și ne-a trimis și poză, cred. Da. Se poate vopsi aceeași tehnică, doar urcat cu... Ok, uite, asta este poza ei și te întreabă dacă se poate. Da. Ok. Sigur că da. Se poate. Oana, all is good. Ana N. ne spune că are părul blond platinat, îl îndreaptă odată la 2 zile și când îl spală se rupe foarte rău. Vârfurile și se rup foarte rău când se spală și când îl piatră. Mă dau cu ulei, balsam, ce pot face în plus? În afară de măști pe care le-am încercat, dar nu am văzut rezultate. Lasă părul moale și cam atât. Se deci îl îndreaptă la 2 zile, cred că îl îndreaptă, deci îl îndreaptă, să folosim... Dar, exact, uleiul respectiv, dar și protecția termică. Însă dacă vopsește părul acasă, să nu vopsească de fiecare dată pe toată lungimea. Că dacă tu îl vopsești acasă și pui oxidantul ăla puternic pe care l-ai pus la rădăcină pentru a deschide părul natural și pe zona care e blondă, aia se sensibilizează și mai mult cu fiecare vopsire pe care o faci și atunci vârfurile alea trebuie tunse, nu mai ai ce să le mai iei. Diana Radu ne întreabă ce poate face pentru un păr blond vopsit care efectiv nu mai crește. Momentan încerc cu kitul de creștere de la Naturalic, aștept și alte idei, te rog. Adică nu mai crește. Adică e tot timpul blond? Cred că îi crește aici, dar eu cred că de fapt ea nu mai vede de aici. Exact, se rupe de la... Se rupe, da, exact. Aia e problema, că de aici nu cred că nu mai crește. Da, nici eu, da. Că aia fi super, nu trebuie să te mai vopsești. Rămâne blond. Dacă se rup vârfurile, Da, am discutat. Bun, și tratamente, nu prea. Georgiana Alina ne întreabă la o căprui ce culoare se potrivește, sunt un ciocolatiu, dar aș vrea o altă schimbare, mi-e puțin teamă să nu-mi placă. Și mi-a trimis ea și poză. La o căprui sunt importanti și ochii, da? Dar... Și tenul, i-am zis, și ton și mai departe. Și machiată. Da. Dacă ai pe acasă, de exemplu, o folie de aluminiu argintie rece și o folie de aluminiu cald, galbenă, și le placezi în zona asta,
pe ambele, așa descoperi care tonul ți se potrivesc, reci, sau cald. Că ai ochi căprui... Eu uitându-mă la ea, mi se pare că e cald. Da. Cald. Și să meargă pe nuanțe calde atunci. Poate să meargă și pe nuanțe calde și pe nuanțe neutre. Na, cred că foarte deschise n-aș vedea-o. Nu. Dar poate să-l mai deschidă pe ăsta, de exemplu, ce are acum, până într-un caramel, poate să joace, exact, okay. Niște nuanțe să alterneze închis cu deschis. Ok. Mădă ne întreabă ce ar putea face pentru ca părul ei să nu se mai electrizeze. Este electrizat mereu, chiar dacă îl întind sau orice altceva. Am spus cu curățarea în profunzime și... Da. Și cred că există și niște spray-uri. Sunt bune alea? Antifriz? Sunt bune, da. Dar nu fac... Depinde. E posibil să o ajute, însă sfatul meu este să curețe mai întâi părul bine, ca să rămână o bază curată, după care să folosească produsele pe care ziceam mai departe. Michel ne întreabă, am un păr foarte moale și subțire, care stă mereu lipit de cap, cum aș putea să-l îngroș sau să-l fac să aibă volum permanent. Bun, am vorbit și despre volum, da. Și permanent nu cred că se poate. Permanent nu există. Dacă nu are părul tău volum natural, nu cred că poți să-l faci astfel încât să aibă forever. Din păcate. Trebuie să apelezi la produse și așa mai departe. Am o întrebare, mă chinui să ajung la o culoare de blond cât mai frumoasă, însă rădăcinile îmi rămân îngălbenite mereu după decolorare, chiar dacă folosesc nuanțator. Ce soluție ar putea exista ca să drept puțin situația? Și mi-a trimis și poză. Ok. Soluția ar fi să vopsești rădăcina puțin mai închis. Ok. Dacă vopsești rădăcina puțin mai închis, se neutralizează mult mai bine zona mai caldă, probabil că nu se deschide mai mult părul tău de atât, nu știu. Folosind o culoare un pic mai închisă la rădăcină, un ton și jumătate față de ce ai pe lungime, o să scape neplăcerea cu blondul galben. Cam astea au fost întrebările. Cristin, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate și pentru informațiile tale de expert. Prețioase. Și fetele știu că dacă mai au nevoie de informații, poate să-mi scrie mie și eu îți adresez orice întrebare. Produsele astea minunate se găsesc numai în saloanele care lucrează cu ele, din păcate nu pot fi achiziționate online, dar vă garantez că sunt foarte mari pentru că am încercat și eu mai multe și într-adevăr chiar ajută și fac minuni. Și acestea fiind spuse, noi ne vedem marți și vineri la ora 8. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, nu uitați de like și de subscribe și cam atât. Păr sănătos! Da, păr sănătos!